Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu adolescența, la o nouă întâlnire cu tinerii, acolo unde sunt cele mai mari întrebări și poate că cele mai puține răspunsuri. Suntem la o nouă ocazie, la o nouă întâlnire și de data aceasta aș vrea să intrăm mai profund într-o anumită problematică a tinerilor. Presiunea de grup. Oare cât de mult ne pot influența prietenii noștri? Oare cât de mult ar trebui să-i lăsăm să ne influențeze? La întrebări de genul acesta vom încerca să găsim răspunsuri cu invitații pe care îi am astăzi. Sunt trei tineri deosebiți. Bine ați venit la întâlnirea cu adolescenții. Bine ați venit la Compa Talks. Aici unde suntem între prieteni, sunt trei prieteni buni și vreau să încep cu cel de lângă mine. Se numește Nedelco Mario. Este în clasa 12-a, da, la liceul, da. La Colegiul Național Alexandru Iancuza din Alexandria. Da. Lângă tine este Raisa Pană, bine ai venit la noi. Sper că ai venit cu inima deschisă, cu zâmbetul la tine. Da? Da. Ești clasa 12-a la același Colegiul Național din Alexandria. Bun, bine ai venit. Alături de ei este și instructorul Costi Târdea, care este un prieten al tinerilor, un om deosebit, un băiat de sacrificiu. Nici n-aș zice, Costi, că tu nu ești companion, că tu nu ești de vârsta lor, de adolescent, la adolescență. Dar știu că mintea ta este mult mai mult decât atât. Bine ai venit! Mulțumim pentru invitație, ne bucurăm că în ocazia asta putem să fim împreună. Eu cred că o să petrecem un timp de calitate împreună, pentru că alături de noi sunt tineri deosebit și cred că avem ce învăța împreună de la tineri. Eu împreună cu ei am crescut și creștem în continuare împreună. Foarte frumos, foarte frumos. Sper să vă simțiți liberi, degajați, da? E adevărat că poate sunteți un pic stresați de camere, dar gândiți-vă că suntem la o emisiune între prieteni, da? Vreți să fim prieteni? Da. Noi suntem deja prieteni și lucrul acesta sper să se vadă. Raisa, vreau să încep cu tine. Ne poți spune așa despre tine câteva cuvinte? Cum te descrie tu în 15-20 de secunde? Cine e Raisa? Inițial, atunci când mă cunoști și avem primul contact, ai tinde să crezi că sunt destul de reținută, dar apoi o să-ți dai seama că nu e tocmai așa și că pe parcurs, când ne cunoaștem, încep să fiu în largul meu și se schimbă situația. Am înțeles. În timp ce ne împrietenim, da. Nu? Perfect. Și atunci devii extrovertită, devii foarte deschisă. Excelent, excelent. Dacă te-aș întreba tot pe tine, cum arată în viziunea ta prietenul ideal? Cum ar trebui? Sau prietena ideală? Cred cum ar trebui să o întrebare destul de grea, pentru că în viață tindem să ne facem idealuri și e destul de greu să le atingem. Dar cred totuși că un prieten ideal e acela care te ascultă și nu te judecă, indiferent de situație, și te lasă să fii tu însuți alături de el, fără să ai piedici și să poți să te exprimi liber. Foarte frumos. Îmi place foarte mult, cum ai zis, să te lase să fii tu, da? Tu însuți sau tu însuți să fii. Contează foarte mult ca un prieten să-ți lase libertatea asta. Ce zici, Mario? E ok, cum a zis Raisa? Da. Ți se pare ok? Da. Da. Este foarte greu atunci când ne punem un ideal, să-l atingem, și de aceea în prietenie trebuie să găsești o persoană care să fie de acord cu tine. Bun, vreau să te întreb, Mario, că tot sunt la tine acum. Dacă ar fi să te descrii tu pe tine într-un cuvânt, cine-i Mario? Colegiul Național, da? Alexandru Iancuza, dar cine este Mario? Cum te-ai descrie pe tine într-un cuvânt? Ce te definește pe tine cel mai mult? Cred că, în principal, sunt Așa, un... cuvântul care, știu că te-am surprins, da, dar care e cuvântul care te caracterizează cel mai mult? În principal sunt surprins de acum. Da, acum. Nici o problemă. Asta e și frumusețea, suntem naturali, nu regizăm lucruri. Dragi prieteni, suntem naturali, asta este contextul și așa sunt tinerii. Cu emoțiile lor, dar un cuvânt, poate că, nu știu, curajul, poate altceva, eu știu, tenacitatea, meticulozitatea, nu știu, ce te caracterizează pe tine? Așa,
ce-ți place ție mai mult să faci? Curajul, da? Deci te-am nimerit aici, da? Curajul. Bun. Așa că îți doresc să ai curaj și vreau să te întreb dacă cum va la tine în liceu? Ai avut vreodată vreo presiune din partea colegilor sau a prietenilor? Vreo presiune? Vreun fel? Eu știu ceva anume. Clasa mea este destul de diversă. Da. Eu sunt singurul, din punct de vedere religios, singurul adventist. Am înțeles. Și... e o provocare asta. E o provocare mare. Corect. La început, până colegii mei au înțeles care este religia mea, au apărut diferite presiuni de grup, din ce ține consumul de alcool, de exemplu, ei ziceau, Mario, mergem la o bere, de exemplu, dar odată ce am apucat să le explic cum este situația, lucrurile au decurs mult mai bine și acum... Au încercat să mai insiste la tine sau au văzut că ești categoric și lucrul ăsta a contat? Odată ce văd ce valori ai, renunță. Da? Foarte fain, îmi place foarte mult ce ai spus. Costi, mă îndrept spre tine, pentru că tu ești instructorul lor și stăteam așa și mă gândeam, de când lucrezi tu cu tinerii și ce anume te motivează cel mai mult ca ore, zile și ani de zile să fii în slujba lor? Cred că aș începe prin a răspunde la întrebarea pe care le-ai pus-o tinerii, dacă aș vrea să mă descriu în câteva secunde ce a spune despre mine și cred că o să-ți răspund și la a doua întrebare. În primul rând, dacă ar fi să mă descriu pe mine în câteva secunde, cred că primul lucru pe care l-aș spune e iubirea pentru tineri. În momentul în care iubești ce înseamnă tinerii, iubești frumos. Și cred că asta spune tot despre fiecare în parte. Legat de timp, ore, niciodată nu am contorizat timpul, niciodată. Pentru că mi se pare numai normal să faptul că sunt acceptat de tineri și că ei mă primesc și învățăm împreună, pentru că eu cresc împreună cu ei, eu consider că eu sunt cel care are de învățat de fiecare dată de la ei. Fiecare poveste pe care mi-o spun, provocările pe care ei le au, încerc să le transpun și să le explic așa cum pot, cu experiența pe care o am eu, dar totuși să fie actuală pentru ceea ce ei au de... Am înțeles, foarte frumos. Raisa, ce părere ai? Care este, nu știu, virtutea? Care este lucrul care îl definește pe Costi? Din punctul tău de vedere, cum îl vezi tu? Instructorul vostru, da? Dar cum îl vezi tu așa? Sincer, cred că e destul de greu să aleg un singur cuvânt care să-l definească, pentru că... Merită mai mult. Da, am găsit la el foarte multe calități pe care cred că încearcă într-un fel să ne transmită fiecăruia și să ne dea anumite valori și scopuri în viață. Dar cred că cea mai mare calitate e că e un bun susținător și orice plan am avea, orice scop am avea, el e acolo să ne susțină. Chiar dacă... poate crede și el că este destul de greu ce vrem să obținem, dar e acolo pentru noi și e foarte important că ne susține. E cu voi, e în echipă, e în grupul de prieteni, da? Și are și el munca lui, are familia lui, nu? Soția, copilul și totuși este cu voi, prezent. Dragii mei, vreau să vă spun că ceea ce facem noi și podcastul acesta pe care ni l-am propus este de a ajuta pe ceilalți, de a ajuta pe tinerii de vârsta voastră să găsească anumite răspunsuri, poate să se regăsească și ei în ceea ce discutăm noi, poate că niciodată cineva de acasă nu-i ascultă sau la școală nu știm la ce presiuni sunt supuși. Mi-aș dori ca tinerii să se regăsească un pic în ceea ce facem noi, de aceea vă zic că aveți curajul să vorbim deschis, pentru că nu știm niciodată pe cine putem să ajutăm și un cuvânt de-al nostru cât de mult poate să cântărească la un moment dat. Astăzi avem o temă, a zice eu, destul de interesantă, dar nu e ușoară. Anturajul și presiunea de grup. Nimeni nu poate să fie o insulă, da? Să fim doar separați, să trăim singuri, ci suntem într-un grup. Noi suntem ființe sociale și ne manifestăm și ne raportăm la ceilalți. Însă cât de mult trebuie să ascultăm de alții? Cât de mult să-i lăsăm să intre în viața noastră, nu? Cât de mult să facem lucrurile acestea? Vreau să pornim de la
un citat pe care l-am găsit. Jim Morrison spune așa: un prieten adevărat este acela care îți oferă libertatea totală de a fi așa cum ești tu. Ce părere aveți despre lucrul acesta? Cum îl comentați? Oricare dintre voi, simțiți-vă liber. Suntem între prieteni. Cred că e un citat destul de profund și chiar descrie într-adevăr prietenia adevărată și ne descoperă exact ce ar trebui să căutăm la un prieten pe care până la urmă l-am vrea alături de noi toată viața. Și adică cred că prietenul trebuie să-ți ofere libertatea aceasta, da. Dar ați văzut că spunea libertate totală, adică să te accepte așa cum ești tu. Ești de acord, Mario? Tu ce zici? Da, un prieten ar trebui să înțeles că cu persoana care ești tu încă de la început, fără să încerce să îți modifice caracterul. Am înțeles. E ușor în zilele de azi? E ușor între tinerii de astăzi? Eu încă am trecut un pic de adolescența voastră, dar mi-e drag să mă întorc la această perioadă, deși știu cât de dificil este, știu câte provocări poate să aibă această vârstă. Însă nu e ușor, nu? Să-i oferi cuiva libertatea totală, să-l placi pentru ceea ce este el. Nu e simplu, dar până la urmă, așa cum a spus voi, cred că aici stă secretul unei prietenii adevărate. Nu suntem o insulă, spuneam la un moment dat. Este bună singurătatea, este bine să-ți mai ai timp să stai și singur, nu? Dar e periculos să fii doar singur, să n-ai un grup de prieteni. E periculos? Ce ziceți? Cum comentați? Eu cred că e foarte important să avem un moment în care să fim decât noi cu noi. Cred că la un moment dat, în viața fiecăruia dintre noi, sunt momente de genul acesta în care trebuie să fii cu tine, cu persoana ta și să te întrebi. Corect. Cum sunt pentru ceilalți? Adică văd ceilalți în mine un sprijin? Eu cred că dacă poți să accepti lucrul acesta, să fii singur, să trăiești singur cu tine, înseamnă că și ceilalți pot trăi cu tine. Dacă tu nu poți să te suporți singur ca și persoană, adică tu singur nu suporți propria persoană, pentru ceilalți, nu știu cât, da, de ok ar fi, cât de... Corect, așa este, Costi, cred că ăsta este primul pas, nu? Da. Să te cunoști pe tine, să te înțelegi pe tine, să cauți să te înțelegi, că nici noi nu ne înțelegem întotdeauna. Noi așa nu putem să ne înțelegem în toate, uneori nu... Poate reacționăm irațional, sau poate sentimental. Ne mirăm uneori de reacțiile noastre și de câte ori nu ne-a părut rău cum am reacționat în viață. Nu ne-a părut rău. Dar așa cum spuneai tu foarte bine, adică să ne cunoaștem pe noi înșine și sunt bune momente, nu? De singurătate, de intimitate, dar până la urmă noi suntem ființe sociale și un adolescent, prin definiție, companionul, tovarășul, prietenul, da? Trebuie să fie în jurul sau între alți prieteni. Cum e greu să te integrezi într-un grup astăzi? Taisa Mario, e greu să te integrezi astăzi într-un grup? Cum mai e să fii prieten acum, într-un liceu, în adolescență? Cum mai e? Cred că depinde de grupul în care vrei să te integrezi, pentru că dacă îți alegi bine grupul, da, dacă alegi bine persoanele cu care tu vei rezona mai departe și aveți aceleași principii, trebuie în esență să fie ușor să te integrezi și să nu ai probleme. Dar atunci când oamenii cu care vrei să te împrietenești au unele diferențe sau alte concepte diferite față de tine, atunci e destul de greu, pentru că apar aceste diferențe și te întrebi, oare e bine că sunt aceste diferențe, e ceva greșit la mine, trebuie să mă schimb eu? Uite, știi ce apreciez? Apreciez foarte mult profunzimea gândirii tale. Pentru că numai un tânăr deosebit începe să-și pună astfel de întrebări. Diferențele pe care le avem pot să fie minusuri sau diferențele pot să fie plusuri în viața noastră. Da? Mă interesează un lucru. Pe vremea mea, ca să intri într-un grup, erau niște reguli ale grupului. Nu puteam să intru în orice grup vreau. Nu! Într-un grup trebuia să petrec noaptea cu ei, în altul trebuia să treci alte teste, trebuia să fumezi, trebuia să bei, adică trebuia să practici niște lucruri, altfel nu erai acceptat în grupul respectiv. Nu știu cum mai e la voi acum. Mai sunt reguli sau poți să intri în orice grup, oriunde, oricum? Cum mai e astăzi? Aici depinde și de la persoană la persoană. Așa.
pentru că tu îți alegi din ce grup vrei să faci parte. Și doar înainte ca să porți unui grup, trebuie să îți dai seama de ce valori vrei să ai tu. Și atunci dacă vei găsi oameni care să aibă aceleași valori, aceleași set de valori ca și tine, eu cred că vei fi primit și te vei integra bine. Foarte fain, îmi place mult cum ai răspuns. Îmi place mult. Și modul ăsta cum vezi, adică e adevărat că ceilalți pot să aibă fel și fel de reguli, nu? Dar contează tu în ce grup vrei să intri. Dar ce părere aveți dacă cei din clasă, de exemplu, vor să aibă o direcție, iar tu n-ai vrea să mergi în direcția respectivă? De exemplu, vin și spun așa, băi, haide să chiulim. Astăzi, hai, chiulim cu toții. Și tu ai fi vrut, exact în ziua aia, să nu chiulești și să răspunzi și ai învățat și ai învățat atât de bine, a fost liniște acasă, ai reușit să te concentrezi și acum știi lecția perfect și ai vrea să te asculte profesorul. Ce faci? E greu să stai contra curentului sau e ușor? Cum e? Acum, cred că depinde de tăria de caracter, adică trebuie să spui întrebarea. Te lași influențat sau influențezi pe ceilalți? Wow! Asta chiar e faină de tot. Da. Cum poți să influențezi o clasă când tu ești unul singur? Și clasa, nu știu dacă ați văzut, există un grup, de obicei într-un grup, se numește Gustave Le Bon, mare psiholog, sociolog, are o carte numită Presiunea grupului sau ceva de genul acesta, sau Teoria grupului, în care demonstrează ceva, că oamenii când se strâng într-un grup, da, sunt influențați mai mult spre rău decât spre bine. Da? Așa că e greu să mai acționeze rațional atunci când e un grup mare. De exemplu, uitați-vă pe terenul de fotbal. Când sunt suporterii, povestea oameni mari, profesori universitari, care spun, domne, am ajuns pe teren, eu cu principii, cu valori, și m-am trezit la un moment dat, înjurând ca ceilalți. Și el spune, când am plecat, mi-era rușine de mine, cum eu, om cu principii, cu valori, am ajuns să fac lucrul acesta. Și a dat singur răspunsul, presiunea grupului, anturajul, poate să schimbe. E greu să reziști de unul singur împotriva tuturor? Da, este destul de greu, dar cred că dacă ești sincer cu tine de la început și ești sincer până la urmă și cu ceilalți și îți expui valorile încă de la început și ceea ce ești tu în esență, nu cred că ar trebui să fie atât de greu pentru că ceilalți deja știu ce crezi tu și ce părere ai. Am înțeles și îmi place ce spui, Raisa, dar știți la ce mă gândeam? Și dacă îți pierzi clasa, prieteni, pentru că în momentul în care ești împotriva lor, nu mai ești popular. Nu-i așa? Nu mai ești. Dacă nu faci ca ei, nu te mai cheamă, poate, uneori la anumite evenimente, și atunci ești, te separă cumva. Adică grupul face în așa fel încât să fii în afara lui. E o problemă asta? Sau poți să-ți găsești și alți prieteni? Puteți să vă găsiți și alții? Cred că e destul de dificil să răspundem la această întrebare pentru că cred că în interiorul fiecăruia se dă o luptă ce să alegi prieteni sau valorile mele până la urmă. Okay. Și uneori cred că dacă alegi să faci compromis, merge așa mai departe. Adică odată ce ai făcut un compromis, poți să faci altele și altele și altele și ajungi să te pierzi până la urmă pe tine. Și poți să-ți faci un alt grup de prieteni, spre exemplu, la biserică. Așa, perfect. Dar totuși, ce frumos vă completați. Eu zic că ar trebui ca fiecare dintre noi să tindem spre echilibru și nu trebuie să spunem, ok, eu am prietenii mei de la biserică, nu vorbesc cu colegii mei de clasă pentru că ei și așa sunt o cauză pierdută, să zicem. În momentul acela, formează o barieră între noi și ei și ajungem să fim priviți cu disgrație. Și dacă noi vrem să câștigăm oameni, să le arătăm că suntem diferiți, trebuie să-i facem prietenii noștri, deși acele persoane pe care noi le vedem ca fiind o asociere, așa, trebuie să le dăm un exemplu. Deci, rămânând noi cu valorile, cu principiile pe care le avem, nu? Putem să influențăm și pe ei. Dacă am ceda, probabil că atunci n-ar influența ei pe noi și n-am putea să mai arătăm ceea ce suntem. Foarte bine. Îmi place modul în care v-ați completat și răspunsurile voastre cred că sunt foarte bune, adică aduc un plus în,
în mentalitatea de astăzi, mă gândeam iarăși la un lucru, că nu e ușor să fii împotriva tuturor, și mă tot gândesc la strigătul acesta al adolescentului din toate timpurile. Eu sunt autentic, eu sunt diferit, noi suntem diferiți, da? Să vorbim de generație. Atunci când se raportează la noi cei maturi, mai mari, spun, a, voi sunteți comuniști, poate unii alții îmbătrâniți, alții cu idei preconcepute, vechi, noi suntem originali. Mă gândeam așa cât de original este adolescentul, că m-am gândit și la perioada mea, dar m-am gândit și la voi. Și anume, de multe ori vine și spune un tânăr, eu sunt original, eu ascult muzica pe care o vreau, eu fac ce vreau, eu mă îmbrac cum vreau, dar dacă te uiți, nu se îmbracă cum vrea și nu ascultă muzica neapărat pe care o vrea, ci o ascultă pe cea care o ascultă toți și se îmbracă cum se îmbracă ceilalți. Da? Și atunci nu-l vezi cu nimic mai aparte de generația lui. Se aseamănă cu ei, dar nu este el autentic și original, de exemplu. Cum vedeți lucrul acesta? Dacă ești diferit, da? Ești diferit și asculți tot ce ascultă ei și faci tot ce fac ceilalți. Chiar ești original? Chiar ești autentic sau? Cum vedeți lucrul acesta? Ce zici? Diferențele generaționale există. Așa, nu? Dar îmbrăcămintea la fel sau același gen de muzică pe care le ascultă toți, vin tot din dorința de apartenență la grup. Faci ce fac cei din jurul tău, îți însușești valorile lor pentru a fi primit și acceptat. Pentru a fi primit și acceptat. Dar odată ce tu ai propriile tale valori, un set de valori cu care pleci, nu mai ai nevoie să-ți însușești altele. Foarte bine. Dar poți să-ți îmbunătățești, nu? Dacă de sunt sigur. Lucruri dacă de îmbunătățit. Dacă faci lucruri greșite, poți să renunți la ele și să accepti lucrurile noi. Mereu trebuie să te îmbunătățești. Mereu trebuie. Probabil este vorba despre libertatea pe care ți-o acorzi până la urmă propriei persoane. Mm-hmm. Poți să spui un pic mai mult aici? Că sună bine, îmi place. Adică, la început, când vezi pe cineva care este puțin diferit, tind să crezi că nu ai nicio șansă să te împrietenești cu el și că nu aveți aceleași valori, dar persoana aceea probabil a decis să depășească tiparele normalității și să se ducă cumva mai departe și să arate tuturor ce este el. Am înțeles. Deci cât de important este să cunoaștem pe oameni, nu? Cât de important este să cunoaștem adolescenții și până la urmă a fi original nu înseamnă a face toate lucrurile doar cum vrei tu și să dai toată lumea peste cap, nu? A fi original înseamnă uneori să te înțelegi bine chiar și cu părinții. Ce ziceți despre chestiunea asta? La vârsta asta, cum e cu părinții? Că de obicei părinții sunt joacă în altă ligă, sunt în altă parte. Cum este familia? Poate familia să ne ajute atunci când avem o problemă, o prietenie, o presiune de grup, un anturaj nepotrivit? Ce părere? Costi, ce zici tu? Ia să vedem. Pornim de la tine acum. Că ești părinte, da? Luca este încă mic, dar va crește. Mai un pic și de fiecare dată când avem întâlniri, le tot spun că împlinirea mea cea mai mare sufletească ar fi dacă unul din ei va prelua cumva mai departe lucrul acesta, se ocupe și de Luca, pentru că generațiile trec, se schimbă și mie mi-e foarte greu să mai țin pasul cu... Eu sper ca și părinte să fiu un sprijin în continuare pentru Luca și Luca să găsească în mine părintele și prietenul cel mai bun. Cred că ține foarte mult de noi și de timpul pe care îl acordăm. Cred că eu, din punctul meu de vedere, cred că ăsta e secretul. Să petrești cât mai mult timp cu o persoană pentru a simți și a crede că ești cu adevărat prieten. Prietenia are nevoie de timp. Frumos, frumos. Raisa, cum ai descrie tu relația ta cu părinții? Cum ai descrie? Sunt alături? Cum îi simți? Aproape de tine, de inima ta, atunci când poate ai trecut prin presiuni la școală sau te miri cum în viață. Te-au ajutat? Te ajută relația cu ei? Sincer, foarte mult acum, dacă stau să mă gândesc. Cred că a fost foarte important faptul că au ales să facem pași mici și să ne creștem cumva această relație, adică nu au încercat să se apropie brusc de mine,
și au încercat să... Au construit, frumos. Da, să îmi acorde libertatea de care aveam nevoie și totuși să fie acolo prezent și să știe ce se întâmplă. Am înțeles. Mario, la tine, cum sunt lucrurile? Te-au ajutat cumva părinții sau tata a fost aproape de tine? Sau mama, cine e mai aproape de tine atunci când dai, poate, lucruri grele în viață, presiuni, poate tristețea ta? În general, amândoi sunt aproape de mine și apelez la fiecare dintre ei pentru că sunt două persoane diferite și în funcție de problemă știu și pe care să-l întreb. Eu consider că am o relație bună cu părinții mei și deoarece unii dintre prietenii mei s-au mirat de această relație bună. De asta, asta este de mirare, nu? Înțelegi atât de bine cu părinții tăi. Ai mei nu sunt așa și asta vreau să ajungem la rolul familiei. Da. Cred că depinde mult și ce fel de părinți ai. Sunt unele persoane care nu iau, dar atunci cred că îți găsești refugiu în familie. Poate ai o rudă, un verișor, un vecin, poate cineva care să poți să stai de vorbă sincer și care chiar să-ți dorească binele. Îmi place mult expresia pe care ai spus-o acum. Cineva care să-ți dorească bine. De curând, noi am avut niște seminarii prin școli, da, și când le spuneam elevilor de liceu, adolescent, când le spuneam pe cei care le doresc binele cel mai mult, sunt părinții, cei mai mulți spuneau, haideți, domn profesor, că nu e așa. Erau. Și le-am spus, măi, într-o zi o să realizați cât de mult au însemnat părinții în viața noastră. Iar în contextul acesta, la anturajului nepotrivit, al presiunilor de grup, deci eu vă încurajez să aveți o relație la fel de deschisă cu părinții, să le spuneți lucrurilor. Știți de ce? Pentru că la un moment dat, eu am văzut mulți tineri care au luptat de unii singuri, nu au spus părinților și lupta a fost foarte grea. Așa ai un aliat, un părinte este un om mai în vârstă, poate cu mai multă experiență, poate vede lucrurile și dintr-un alt unghi. Că tot vorbim de asta, adolescentul poate să fie prieten cu părinții și cu oamenii mari? Știți că adolescentul este ariciul. Și ariciul este, e greu să-l îmbrățișez? Cred că aici nu depinde doar de arici, depinde și de părinți și poate. Ce diferență până la urmă vor să stabilească între ei și copii, dacă vor să dețină ei puterea totală sau vor să accepte că există acolo undeva și alte păreri și că poate uneori sunt diferite față de a lor. Am înțeles. Știți cum e? Nu e ușor să îmbrățișezi un arici, da? Dar un alt arici poate să îmbrățișeze la rândul său un arici. Sau poți să-ți iei măsuri de protecție, spunea cineva. Cum să-l iubești pe adolescentul acesta? Cum să-l îmbrățișezi? Și am zis, puneți mânușile de baseball în mână, puneți o cască și îmbrățișează-l, dar nu-l lăsa fără îmbrățișare. Adică ai grijă de el, indiferent că sunt țepii aceia pe care îi vezi tu, într-o zi țepii aceia se vor retrage, pentru că eu așa cred, adolescentul din ziua de azi, și nu numai, are poate lumea lui și țepii aceia despre care vorbim noi ca un sistem de apărare. Ca nu să nu fie rănit, pentru că atâția oameni care calcă peste, nu? Peste sentimente, peste lucrurile, valorile noastre, așa cum spuneați voi. Dacă putem să fim prieteni cu părinții, putem și cu profesorii să fim prieteni. Ce ziceți? Profesorii la școală ne pot fi prieteni? Cred că da. Da? Dar ca și în cazul părinților, așa. Contează foarte mult și de profesori. Ce atitudine. Și mulți profesori care vezi dezinteres din partea lor. Și atunci un copil nu se poate apropia de un astfel de profesor. Profesorul trebuie să pară interesat și să încearcă să-i ajute. Am înțeles. Deci profesorul trebuie să facă primul pas. E și normal ce spui tu, Mario. Profesorul trebuie să facă primul pas. Da? Este regula, este ceva imperativ. Da? Continuă, dacă vrei să mai zici. Pe ideea. Asta a fost, cam da? Asta era ideea, da? Deci cât de important este ca și profesorii să întindă ei o mână, nu? Să creeze ei cadrul în care adolescentul să se deschidă, să povestească lucruri, să-și deschidă, la un moment dat chiar și inima. E cel mai frumos lucru
ca un adolescent, ca un tânăr, să-și deschidă inima și să vorbească cu cineva mai în vârstă, cu un părinte, cu un profesor, și să poți să ajuți, da, în chestiunea respectivă. Dar trebuie să fim foarte atenți înaintea cui ne deschidem, nu? Trebuie să fim foarte atenți cui îi punem inima noastră, mâinile cui le punem. Dacă am ajuns aici, vă întreb, credeți cumva că Dumnezeu are vreun rol în prieteniile noastre? Adică este interesat de pe cine avem noi prieteni, de cum ne facem noi prieteni, cum ne influențează? Cum vedeți lucrul acesta? E Dumnezeu implicat în asta sau e undeva departe? Nu știu noi, Dumnezeu pe la biserică sau eu știu pe unde se mai vorbește despre el. Ce ziceți? Cred că în viața noastră Dumnezeu este primul prieten care ne vrea într-adevăr binele și care este alături de noi încă de la început, în ciuda oamenilor care decid să ne părăsească și să pună punct anumitor relații, Dumnezeu rămâne acolo și ne susține. A fost un moment, nu trebuie să ne spui neapărat poate ceva grav, dar a fost un moment în care ai simțit că Dumnezeu chiar a intervenit în viața ta, poate într-un context în care erai presată într-un fel sau erai atrasă într-un grup, eu știu, ai simțit vreodată mâna lui Dumnezeu? Sunt sincer multe momente de-a lungul vieții în care chiar l-am simțit pe Dumnezeu aproape și momente în care a vrut să-mi arate că poate nu e bine ceea ce fac și totuși am simțit că îmi dă libertatea de a alege și nu încearcă să să te direcționeze, da, într-un fel sau altul. Mult de tot îmi place ce ai spus lucrul ăsta și eu cred că aici este esența. Dacă ajungem să-L vedem pe Dumnezeu exact așa cum e, acela care îți dă libertatea, îl simți că e aproape de tine, îl cunoști, nu? Că știi că e Dumnezeu și în același timp El nu te forțează, El nu te direcționează, ci alegerea este a noastră. Ce sfat ați da așa acum? Uite, prietenilor voștri, oamenilor care ne urmăresc, poate altor tineri, adolescenți ca și voi, atunci, dacă sunt în momentul acesta presați într-un fel, eu știu, poate că e fată, poate că e băiat cineva și e presat să facă un anumit lucru, să încerce un anumit drog, să facă o chestiune care nu e la locul ei. Ce sfat ați da? Cum ați încurajat? Ce ați spune? Ce ați spune persoanele respective? Să încerce să găsesc o persoană cu care rezonează și cu care are aceleași puncte comune. Mereu, chiar dacă noi zicem, suntem singuri, mereu va mai fi cineva care gândește exact ca și tine. Mm-hmm. Foarte bine. Deci un sfat și foarte bun. Găsește pe cineva care, nu? Care e ca tine. Caută pe cineva și căruia să-i împărtășești lucruri. Ce am putea să mai spunem, să mai ajutăm? Ce ziceți? Să înțeleagă că mai presus de orice, în viață trebuie să te iubești tu pe tine și pentru a face asta trebuie să îți oferi libertatea să alegi ceea ce te face într-adevăr fericit. Foarte, foarte frumos spus. Costi, tu ce ne spune la chestiunea asta? Mă interesează un pic și părerea ta. Ce sfat am putea să dăm? Cuiva care este presat, care e, nu știu, sunt atâția tineri și trec prin atâtea lucruri. Unde să alerge? Pe cine să caute? Cum să procedeze? Dacă ar fi să vorbesc, aș alege să vorbesc despre mine, pentru că în adolescență am avut problema aceasta datorită valorilor și principiilor pe care le-am avut. La un moment dat în viață am rămas singur. Toți prietenii care credeam că sunt prieteni aveau alte preocupări față de ceea ce făceam eu. Și îmi amintesc cu tristețe, chiar erau ocazii în care mă întorceam către casă și plângeam și mă gândeam, da, de ce să fiu singur? De ce, Doamne? Și la un moment dat, cred că secretul în cazul nostru este că l-avem pe Dumnezeu. În perioada aceea Dumnezeu a fost singurul prieten. Cu El am stat de vorbă și El cumva mi-a dat o lecție. Prietenii din afara bisericii erau cei care
la vremea respectivă, în tinerețea noastră, în adolescența noastră, se obișnuia să se meargă la discotecă, cum se spune. Clubul de astăzi. Da, clubul de astăzi. Și ei erau cei care își luau timp și până la ora 10-11, când eu mă retrăgeam acasă, stăteau cu mine la masă. Și apoi la ora 10:30-11, când eu mă retrăgeam către casă, apoi ei mergeau sus. Și ei spuneau, niciodată n-am renunțat să nu stăm cu tine, pentru că știm că dacă pleci, tu o să pleci acasă. Și Dumnezeu cumva mi-a dat o lecție și am înțeles că chiar dacă nu sunt creștin, chiar dacă nu sunt adventiști, ei rezonează și gândesc la fel ca noi. Adică sunt persoane, chiar dacă sunt în afara bisericii, care chiar le pasă de oameni. Numai că trebuie să-i găsim pe oamenii ăștia. Ei spun că, la un moment dat i-am întrebat, dar ce vă determină să stați? Că până la urmă pierdeți din distracție. Adică faptul că noi am văzut în tine un prieten adevărat, faptul că de fiecare dată când am apelat la tine, tu ne-ai ajutat, ne-ai fost aproape, ne-ai înțeles, asta ne face să simțim împreună cu tine. Am înțeles, sună foarte bine și mulțumesc, Costi, că te-ai vulnerabilizat. Ai spus din viața ta, asta trebuie să facem noi. Suntem până la urmă o carte deschisă din care și alții trebuie să citească și cel mai mult Dumnezeu citește în cartea aceasta, în cartea inimii noastre. Nu-i ușor, nu-i ușor că sunt mulți tineri, stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeam noi acum, sunt tineri care nu au familie, care nu au părinți, nu? Am spus noi un pic, ei nu au pe ce să se bazeze, poate rude sau, na, un cadru atât de apropiat în familie, mamă, tată, poate că sunt singuri, poate că sunt orfani, poate că au plecat în viață, sunt pe drumuri, dar și pentru ei poate să existe o mână întinsă, nu? Până la urmă, așa cum spuneai, biserica, pentru că noi suntem creștini și noi ne simțim bine în biserică și știm că acolo avem un cadru frumos, nu? Tinerii de la biserică pot să fie uniți, pot să-ți ofere un cadru bun, nu? Deși uneori se poate întâmpla ca și între tinerii de la biserică să existe poate presiuni nepotrivite, nu? Se poate întâmpla și chestiunea aceasta. Sper că nu este cazul la voi, la biserica voastră din Peretul. Sunteți un grup frumos de tineri și mă bucur întotdeauna când aud ce faceți și lucrurile frumoase. Aveți un grup bun și cred că anturajul acela vă va duce într-o direcție bună. Puteți să fiți prieteni și cu pastorul vostru, pastorul bisericii. Putem fi prieteni chiar și cu pastorul. Poate să fie el un sprijin pentru noi. Da, încă de la început a încercat să fie un exemplu pentru noi și a încercat să ne arate că este unul de al nostru și că putem să discutăm cu el despre orice și asta chiar a ajutat. Cum îl cheamă pe pastorul acesta de dispus așa să discutați cu el orice? Eu spun numele. Nicolae Daniel. Nicolae Daniel, da? Un pastor deosebit care spuneți că este deschis să facă lucrul ăsta, să vorbească cu voi, să fie alături de voi. Contează mult. Contează mult să ai, pe lângă părinți, poate să ai un profesor sau un pastor, un preot, nu? Un mentor, un om care să te învețe și să te ajute atunci când ești presat sau atunci când lucrurile nu merg cum ar trebui. Ai simțit vreodată, Mario, că te presează Dumnezeu la ceva? Ai simțit așa o presiune din partea lui Dumnezeu? Știi de ce? Dumnezeu spune că vrea să fim prieteni. Și te-a presat vreodată cu ceva? În principal apar probleme la care nu le înțelegi cauza. Și atunci ai o mică luptă interioară așa, dar după ce trece timpul, găsești și răspunsul. Cred că cel mai important lucru e să-ți dai timp în relații tale cu Dumnezeu și să aștepți. Pentru că undeva în viitor este un răspuns pentru orice problemă pe care o ai în prezent. Crezi asta? Da. Wow, foarte fain. Mă bucură ceea ce spui. Însă să știi că uneori poate cunosc oameni care până la sfârșitul vieții n-au primit răspunsul la anumite întrebări. Dar sunt sigur de un lucru. Că noi suntem creștini, da? Și noi ne dorim și viața veșnică. Ne dorim lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a spus. Nu doar lucrurile acestea pământești, ci cele cerești. Sunt sigur că într-o zi Dumnezeu va da toate răspunsurile și nu va rămâne dator cu niciun răspuns. Așa că, din câte știu eu, Dumnezeu nu presează. Este percepția noastră uneori,
Poate suntem presați, dar nu de El. Suntem presați de noi, de alții. Dar Dumnezeu ne oferă libertatea totală. Dragii mei, e un moment în care vreau să vă fac o provocare. Avem pe masă, sunt două cufere mici, unul în stânga, unul în dreapta. Voi decideți cine alege și îl deschideți și citim care este provocarea. Gândiți, voi doi, vă uitați acum unul la altul, voi trei, și spuneți cine e aceea. Hai să vedem. Aveți curaj? Hai. Trebuie să deschide și ascultăm. Este acolo o provocare. O să desfaci așa, e un pic lipit. Ia spune-mi, Raisa, ce scrie? Împreună cu grupa voastră de compa, pregătiți un cântec și apoi cântați-l în biserică, vocal sau instrumental. Wow! Deci asta va fi provocarea voastră atunci când vă veți întâlni cu grupa. Vă spune, uite, avem de pregătit un cântec. Avem de pregătit un cântec și apoi trebuie să-l cântăm în biserică, nu? Cu toții. Foarte frumos. Primiți provocarea aceasta? Da. Nu știți ce era cealaltă provocare. Rămâne așa, da? Rămâne așa, însă este important să ne punem darurile noastre în slujba lui Dumnezeu. Și cântatul este unul din darurile cu care ne binecuvântează Dumnezeu. Spunea cineva, eu nu am voce. Cu gândul că nu are voce muzicală, da? Voce avem toți. Așa că fiecare dintre noi putem să cântăm în felul nostru, să putem să ne aducem aportul. Ca să putem încheia, vreau să vă întreb, credeți cumva că darurile voastre, talentele pe care le aveți, da, ar putea să ajute la un moment dat grupul din care faceți parte? Ar putea să-l facă mai bun, să-l îndrepte spre lucruri mai frumoase, ce zice? Cred că aici depinde doar de disponibilitatea noastră de a pune aceste daruri pe tavă și a-i ajuta pe prietenii noștri. Frumos. Să le fructificăm cumva, pentru că Dumnezeu ne le-a dat, dar probabil scopul lui este să creștem. Frumos, frumos. Ce părere mai aveți? Mario, tu ce spui despre asta? Darurile tale, talentele tale, le poți folosi într-un grup? Înspre bine? Cred că darurile te pot ajuta. Dar trebuie să te cunoști pe tine însuți ca să știi ce talente ai, în primul rând. Odată trebuie să știi ce talente ai și apoi le poți fructifica spre ajutorul celor din jurul tău. Ia zi, tu, de exemplu, într-un grup, cu ce ai putea ajuta grupul? Tu, așa cum ești tu, Mario Nedelcu, clasa 12-a, da? Cu ce ai putea ajuta? În principal, am curaj și eu inițiativă. Ai curaj și inițiativă. Și atunci pot aduce o influență benefică în luarea deciziilor. Mm-hmm. Foarte bine. Raisa, ce talent și ce daruri ai? Să cred că sunt un bun ascultător și asta chiar ajută într-un grup de prieteni, pentru că fiecare are problemele lui și e important să știi că e cineva acolo care chiar te ascultă și încearcă să te înțeleagă și să-ți dea cel mai mult sfat pe care îl are la momentul respectiv. Foarte bine. Costi, dacă vrei să mai spui ceva, fie în legătură cu asta, fie altceva. Ascultându-i pe tineri, îmi dau seama încă o dată de valoarea pe care o au. Și cred că noi ar trebui, ca adulți, să înțelegem că fiecare tânăr în parte are nevoie de cineva care să-i fie aproape. Și dacă am înțelege lucrul ăsta, cred că lucrurile astea sunt diferite, începând de la problemele din familie până la problemele de zi cu zi cu care se confruntă ei. Ei au nevoie doar să știe că e cineva acolo lângă ei care îi înțelege și care... Și de fiecare dată eu le spun treaba asta și le repet că este o valoare pentru mine și că Dumnezeu își ia timp pentru fiecare dintre noi. Și cred că ăsta e lucrul cu care ar trebui să rămâne. Să știm că avem un prieten, indiferent de oră, care are chat-ul deschis tot timpul și e dispus să ne asculte 24/24. Doar trebuie să-l căutăm. Foarte frumos. Acel prieten este Hristos, este Domnul Hristos, este prietenul tuturor, în special prietenul adolescent, prietenul vostru. Fericiți sunt cei care îl găsesc, fericiți sunt cei care îl află cu adevărat pe Iisus. El nu este departe, este chiar pe drumul tău, nu? E chiar undeva
pe drumul tău, important este să-ți deschizi ochii, să-l vezi. Spunea cineva așa în cartea Căminul Adventist: dragi tineri, zi și noapte rugăciunile părinților voștri vă vor urmări. Ascultați-le rugămințile și avertizările și nu vă alegeți prieteni nepotriviți. E un sfat, este un îndemn al acestei autoare de a asculta de părinți, de a fi atenți la lucrurile celor mai mari, pentru că atunci când trecem prin presiunea de grup, atunci când avem anturajul nepotrivit, nu este ușor. Ne poate influența toată viața, tot viitorul. Fie în bine, fie în rău. Așa că îmi doresc din toată inima să alegeți grupul de prieteni care vă vor face bine. Iar dacă veți vedea pe cineva vreodată într-un grup nepotrivit, încercați să faceți ceva. Încercați să-i fiți prieten, încercați să măcar să ascultați sau să spuneți o vorbă bună, dacă nu, măcar o rugăciune, ca să poată să-l întoarcă din presiunea respectivă. Mi-a făcut mare plăcere că a fost alături de mine astăzi. Așa că, Raisa, mulțumesc frumos că tu în clasa 12-a ți-ai luat timp, ai venit să facem acest podcast. Ce dorești să faci mai departe în viață? Ți-ai propus ceva? O profesie? Medicină. Aș vrea să devin doctor. Medicină. Foarte frumos. E nobil, vrei să ajuți oameni. Mă bucur pentru tine și îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze să ajungi ceea ce ți-ai propus. Mario, mulțumesc frumos că ai fost astăzi cu noi. Mi-a plăcut sinceritatea voastră, semnătatea voastră, ochii voștri albaștri. Amândoi sunt la fel sau nu văd bine? Eu? Sunt verzi, așa, da, dar așa, în luminile acestea, dați frumos, niște ochi deschiși. Mario, tu ce vrei să faci în viață? Te-ai gândit? Încă nu m-am hotărât. Încă nu te-ai hotărât. Te gândești așa, da? Încă ești, curajul te face să alegi exact în ultima, poate în ultima clipă. Costi, mulțumim frumos că ai fost împreună cu acești tineri fain în studioul nostru. Eu vă mai aștept la podcasturi, vă mai aștept. Asta este doar începutul. Știu că peretul e la înălțime. Am avut colegi în facultate de teleormănești și mi-au plăcut, să vă spun, profunzimea voastră teleormănești. Așa că vă apreciez foarte mult și să știți că nu pot să nu spun, ca și în emisiunea trecută, spun și acum, îi mulțumesc colegului meu care stă în spate și filmează, este Beni Sisu, pe care unii îl cunoașteți, da? Unii îl cunoașteți, este nelipsit, lucrează până la istovire, el filmează și ne asigură nouă transmisie atât de frumoasă. Dragii mei, înainte de a încheia, vreau să vă spun un lucru. Adolescența nu este ușoară. Adolescența vine cu atâtea provocări. Presiune de grup, poate nu te înțelegi nici pe tine, nici familia, ce să mai zic, biserica sau pastorul. Cu toate astea, caută, așa cum a spus și Costi, caută să-L găsești pe Dumnezeu cu toată inima. Pentru că El îți va răspunde. Are un telefon deschis non-stop și El îți poate fi cel mai bun prieten. Iar dacă ai vreo presiune de grup, încearcă. Poți să ne scrii nou, o să vă dăm toate detaliile unde ne puteți scrie, unde ne puteți contacta. Poate reușim să te ajutăm noi. Dacă nu, cineva din familie, poate vreun profesor sau orice persoană pe care tu o consideri demnă de a-ți deschide sufletul înaintea ei. În speranța că data viitoare vom fi mai mulți, ne vom vedea cu drag, eu vă spun să aveți zile frumoase și nu uitați, Compatox, podcastul care vine în ajutorul tău să răspundă la întrebările adolescentului. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc, să ne vedem cu bine.